Locurile în care oamenii ar trebui să-și găsească liniștea și alinarea sufletească devin un pericol pentru comunitate. Aceasta este concluzia pe care a tras-o Adrian Zorlescu, care, după mai multe vizite la lăcașurile de culte din județ, a constatat că acestea au ajuns într-o stare accentuată de degradare. Ne aflăm la Prigoria, în satul Zorlești, satul copilăriei mele. După cum vedeți, în spatele meu este Biserica Sfântul Gheorghe și cimitirul unde sunt îngropați și înaintașii mei. Din păcate azi, biserica este închisă. Este o realitate crudă a multor biserici și lăcașuri de cult din județul Gorj. Trebuie investit în aceste lăcașuri de cult pentru că cei care își caută liniștea sufletească să nu li se pună în pericol integritatea fizică. Mă angajez în fața dumneavoastră că voi reabilita și voi investi în lăcașurile de cult. Candidatul promite cetățenilor că dacă va ajunge la șefia Consiliului Județean, va reabilita lăcașurile de cult din județ.